această perioadă provocatoare, mulți oameni sunt copleșiți de frică, de panică, de disperare, de incertitudine. Unii își fac provizii, alții își pregătesc pașapoartele pentru plecare. Este justificat să ne alarmăm atât? Cu toții ne întrebăm, evident, ce va fi în perioada următoare și dacă România va fi afectată. Cu predicții despre război și despre România vine astăzi invitatul meu, Andrei Diaconu, parapsiholog, consilier spiritual. Andrei, bine ai revenit la noi! Bine v-am regăsit și mă bucur că putem să facem așa niște lămuriri, pentru că oamenii, într-adevăr, sunt foarte agitați în ultima perioadă. Da. Andrei, știu că ești un om documentat, un om informat din toate aceste canale media convenționale, însă, datorită abilităților tale, tu primești informații și dintr-un alt plan, dintr-un plan subtil, din lumea nevăzută, da? Exact. Ce informații ai tu despre perioada următoare? Ce va fi? Noi, în primul rând, Daniela, trebuie să lămurim niște lucruri. Ideea este că acest război, această problemă este cumva prevăzută de mine de aproximativ 2 ani de zile. Am tot spus lucrul ăsta. Ai mai spus și la noi în emisiune. Am spus și la voi în emisiune, dacă lucrurile păreau să ne îndreptăm spre ceva bun, ca să spun așa. Problema este că acest conflict, ca orice lucru care trebuie să se întâmple, are mai multe axe temporare. Noi, în momentul de față, sau ceea ce văd eu în momentul de față, sunt două axe temporare. Una este cea a faptului că acest război va lua o mică pauză în următoarele zile, da, și ca apoi să continue undeva cam într-o lună, două, maxim în toamnă și se va extinde asupra întregii Europe sau va continua de acum înainte. Depinde foarte mult deciziile care sunt luate la nivel înalt, ca să spun deci așa. Deci tu vezi două linii exact, de două viitor linii de, în acest da, moment. Două linii de viitor, da. Dar ele sunt bătute în cuie sau se pot schimba? Ca majoritatea altora, să spunem, unele pot fi schimbate, într-adevăr, dar pentru asta contează foarte mult o energie colectivă foarte bună. Însă, războiul clar va continua. Clar va continua. Ceea ce am văzut și ceea ce am primit ca și informații este că se va duce undeva spre Polonia, va fi afectată și Republica Moldova, care va fi și aluată. Din Polonia vor ajunge spre Georgia și se va ajunge și la Germania. Adică cumva Rusia va începe să intre și în Europa încet, încet. Totul este o zgândărire, dacă te-ai dat în prima perioadă, taie gazele să nu mai fie gaze în Europa. Războiul ăsta nu înseamnă neapărat tancuri și pistoale. Da? Acest război înseamnă și război economic, pentru că la asta psihologic. Pentru că asta trebuie să ne așteptăm. Vor fi foarte multe schimbări în ceea ce privește economiile Europei, în ceea ce privește investițiile, în ceea ce privește libera trecere într-o țară într-alta. Pentru că, la fel, am mai precizat lucrul ăsta, vara asta, anul acesta, este cel mai bun an în care mai putem călători cât de cât. De anul viitor va fi foarte greu. Vor trebui foarte multe documente, vor trebui foarte multe aprobări și tot așa, pentru că fiecare țară din UE își va închide cumva granițele. Gândește că noi acum avem într-adevăr o mare invazie, nu-i bine spus, foarte mulți emigranți care vin în Ucraina, din România. E bine să se întâmple peste tot, pentru că fiecare țară unde asistăm la un exod, așa? Exact, ce facem este fix un exod și tot ceea, fiecare țară care vine atacată, înseamnă că mulți vor vrea să plece, da? Și la un moment dat fiecare țară în parte va începe să se închidă, de aici apărând foarte multe conflicte în interiorul Uniunii Europene. Pentru că, la un moment dat, această Uniune Europeană, din care și noi facem parte, va ajunge să se dezbine. Pentru că unele țări vor vrea să intervină, altele nu, de acolo vor porni conflictele. Adică ceea ce vedem în momentul de față este doar un început al unui plan foarte mare. Iar planul Rusiei este clar. Este vorba despre refacerea URSS-ului. Putem vorbi și despre un război spiritual în aceste condiții? Fără dar și poate. Eu am o mâhnire personală în ideea în care conducătorul Rusiei, da, Putin, cumva a primit binecuvântarea bisericii pentru acest război. Chiar l-a declarat zilele trecute, dacă țin bine minte, că este cumva trimisul lui Dumnezeu. Ei bine, asta deja este o prostie. Dar da vreme cât și biserica de acolo, da, i-a dat o aprobare clară să nu este un lucru bun. Și să nu uităm că Rusia este o țară cu o istorie a magiei, să spunem, foarte, foarte veche. Să ne gândim la Rasputin, care era vrăjitorul țarilor, da? Țarului de atunci. Deci putem vorbi acolo și de niște forțe oculte? Există foarte multe forțe oculte și în Rusia și în Ucraina și sunt foarte multe atacuri energetice la adresa anumitor țări, anumitor persoane, anumitor conducători și tot așa. Să știi că fiecare conducător mare al acestei lumi are, pe lângă el, să zicem, așa zici, paranormal, da? Care fac tot felul de lucruri. Și există aceste războaie psi, războaiele energetice, războaiele care atacă oamenii ca și gândire, da, să spunem, în care nu mai gândesc logic și fac cu totul alte lucruri. Dar să nu uităm că
întotdeauna există această parte subtilă, da? Întotdeauna... Da, absolut, întotdeauna a fost folosită. Deci întotdeauna, să zicem magie, da, în general. Hai să zicem simplu ca să înțeleagă lumea. Da, e vorba despre magie. Și sunt foarte mulți oameni care lucrează în acest moment într-un mod negativ. Asta ce făcând? Asta creează niște portaluri energetice foarte negative, da? De o energie de vibrație foarte joasă, care ne afectează și pe noi. Pentru că în afară de faptul că suntem poate speriați, suntem cumva anxioși de ce se întâmplă, cum ai spus, unii vorbesc pe din țară, alții nu. Sunt extrem de multe persoane care resimt niște stări foarte negative. Că sunt obosiți, că sunt subți de energie, că nu au vlagă deloc în ei, da? Astea sunt, de fapt, efectele manipulării acestei energii, da? Care, sincer, nu ține de noi. Adică nu avem voie să facem așa, este încălcarea dreptului divin. Așa că noi, oamenii care fac asta, de fapt, atentează la sursă, la divinitate. Este atac împotriva divinității. Și o să vedem în a doua parte a emisiunii, pentru cum că vreau să vii cu niște sfaturi cum putem ieși din aceste energii de vibrație joasă. Circulă o informație pe internet cum că președintele Rusiei ar avea foarte multe clone și la nivel energetic nu poate fi cumva atacat. Sunt absolut convins de asta. Nu-mi dau seama cât și cum, dar clar acolo este ceva suspect. Acest asalt a fost pregătit de foarte multă vreme de el. Iar rușii, într-adevăr, sunt niște oameni care sunt extrem de ancorați în partea asta spirituală. Că e pe partea de lumină, că e pe partea de întuneric, întotdeauna au fost și întotdeauna vor fi. Putem spune că după exodul musulmanilor asistăm acum la un exod al creștinilor? Să știi că e foarte bine spus. Da, exact. Este un exod al creștinilor. Asta se va și întâmpla. Oamenii din disperare pleacă, dar să știți că soluția nu este neapărat asta. Soluția este să discernem foarte clar ceea ce înseamnă fake news, ceea ce înseamnă știre cu adevărat, pentru că, uite, și în Rusia, uitându-mă și eu la știri și încercând să fac o diferență între realitate și minciună, există foarte multe știri false. De în Rusia, spre exemplu, oamenii știau că totul este în regulă și soldații în sine, da, erau trimiși la război în Ucraina și știau că o să fie așteptați cu flori și cu cântece, da? Când de fapt era cu totul altceva acolo. E o manipulare. Deci suntem manipulați. Această frică care este în momentul de față nu este o frică naturală. Este o frică indusă, creată. La fel cum a fost și înainte cu pandemia, la fel este și acum cu războiul. Da? Oricum, e puțin ceva ciudat aici. Adică, gândiți-vă, pandemia a dispărut într-o zi. Da? Focusul fricii a fost mutat de la o boală, da? Acum la altă parcă situație. Este același scenariu, dar cu alții actori. Cu alți actori, cu alte mașinuțe, să spunem. Și iată, ne știți că la începutul pandemiei, oamenii rupeau magazinele, își făceau provizii, trăim din nou același scenariu. Trebuie este bine același... să ne facem provizii în această perioadă? Clar că ceea ce implică acest război atinge și ce înseamnă sectorul ăsta economic, importuri, exporturi, produse. Da? Este bine să ai deoparte câte ceva, da? E bine să ai și niște bani cash, poate pentru anumite situații, unde trebuie să exagerăm, să bulucim cu toții în bănci și alte lucruri. Nu trebuie să mergem în magazin să cumpărăm la infinit. Acum, sincer, nici nu ai ce să cumperi atât de multe lucruri. Dar e bine să ai, nu știu, niște baterii, să ai niște ulei, să ai niște feni, dar niște limite normale, da? Nu zic că nu se vor mai găsi lucruri, se vor găsi, însă dacă aveai o gamă largă, nu știu, de detergent, să spunem, puteai să-ți iei dintre 10 să alegi, da, poate o să ai 2 sau 3. Suficient. Suficient, din punctul meu de vedere, adică degeaba trebuie să iei în continuu, da? Plus că, făcând acest lucru, nu faci altceva decât să angrenezi și să mărești mai mult panica asta, da? Tu când vezi cozile la magazine, mamă, ei și ei, da? Și panica e și mai mare, că înseamnă că se întâmplă ceva nasol. Haideți să nu mai avem instinctul ăsta, da? Să discernem foarte clar niște lucruri și să luăm câte ceva de bun simț. Este instinctul de supraviețuire. E adevărat, dar instinctul de supraviețuire face, din păcate, ravagi în ceea ce înseamnă umanitate. Ne pierdem simțul umanității, ne pierdem respectul, ne pierdem tot, da? Mie mi se pare oricum ireal și, da, trăim niște vremuri absolut incredibile în care după atâtea războaie din istorie, da, noi nu am învățat nimic. Adică dacă în secolul 21 noi am ajuns din nou să ne războim cu tancul, cu pistolul, cu mitraliera, cu bombe și să amenințăm cu bombe nucleare care, în primul rând, ok, dai o bombă nucleară, afectează și țara care a trimis acea bombă, adică și așa planeta deja are niște probleme, da, vorbim despre încălzire globală, despre alte lucruri, tu ce faci de fapt, distrugi mai mult, adică noi n-am învățat nimic de-a lungul timpului și de-a lungul istoriei și am ajuns în același punct. De ce? Pentru niște jocuri care sunt foarte bine puse la punct și pentru niște oameni care stau în spatele a ceea ce vedem noi la televizor. Se va ajunge la arme nucleare?
Din punctul meu de vedere, asta este o probabilitate foarte mică. Deci este undeva sub 20-30%. Eu zic să nu ne gândim la așa ceva, pentru că nu este cazul, dar amenințări vor fi întotdeauna. Și, sincer, nu e nevoie să dai o bombă când este nevoie să folosești amenințarea și frica, da? Pentru că frica indusă este extrem de importantă. Este cea mai mare putere pe care poți să o manifesti. Tot o bombă, da. Și într-adevăr există foarte multe arme de care nu se știu. Chiar mă uitam în documentar, astea erau niște arme cu microunde, cu focalizare, ceva de genul acesta. Plus armele acestea energetice, care sunt foarte periculoase. Că nu vorbim despre ele în fiecare zi, este cu totul altceva. Că nu poți să cumperi așa ceva de la un magazin de arme, este cu totul altceva. Dar nu înseamnă că nu există. Ele există. Din punct de vedere economic, cum vom fi afectați? În primul rând, primul sector afectat este cel al energiei. Aici mă refer la ceea ce înseamnă furnizarea de gaze, pentru că suntem foarte dependenți de Rusia, toată Europa este dependentă de Rusia, iar Putin a tot amenințat Europa cu acest lucru și în curând cred că se va și opri, dacă nu s-a întâmplat încă, erau niște discuții dimineață. Și pe parte de ceea ce înseamnă energie electrică, la fel vor fi niște probleme în sensul ăsta. Unul la mână, prețurile vor crește foarte mult la energie, asta ducând la niște scumpiri extraordinare pe absolut orice. Da? Că vorbim despre carburanți, despre combustibil, transporturi, alimente, manufacturarea unor alimente, totul implică scumpiri foarte mari. Deci războiul nu se dă doar cu mitraliera, se dă la nivel economic. Și este foarte, foarte, foarte ciudat ceea ce urmează să întâmple. Trebuie să fim foarte cumpătați în foarte multe puncte de vedere, trebuie să ne gândim foarte clar cum ne diluim cu banii de acum înainte. Oamenii probabil că se întreabă, mai pot face investiții, pot începe proiecte noi, mai pot vinde o casă, un teren, mai pot cumpăra o casă cu credit. Se mai poate face în momentul de față în ceea ce înseamnă cumpărări, în schimb la credite, bine că mi-ai adus, ai adus vorba de asta, creditele să știi că vor crește, vor fi foarte dezavantajoase pentru cei care vor face credite, dobânzile vor ajunge extrem de sus și cei care deja au credite vor plăti un pic mai mult. Nu cred că este o perioadă bună pentru credite sub nicio formă. Dacă aveți efectiv bani lichizi să puteți să investiți în ceva, da, nu ar fi neapărat un lucru rău. Dar sunt nicio formă bancă. Sistemul bancar va fi printre cele mai afectate sisteme în următoarea perioadă. Unul la mână, bulucul ăsta care se duce frica, da, te împinge să te duci să scoți bani, asta, dai seama, că afectează tot sistemul bancar, dar vor fi foarte multe atacuri cibernetice fix spre această sursă. Și cei care au niște rezerve, niște economii în bănci, să țină de ele. Ce să facă? Să le lase în bancă, să le scoată? Să facă un mix între cele două. Dar să aibă și acasă o parte cash. Acum nu trebuie să te duci, nu vreau să meargă lumea buluc, că nu e vorba despre asta, dar e bine să ai acolo un lucru. Gândește la un simplu lucru. Dar se tot vorbea la un moment dat despre acea pană de curent. Da? Să zicem că nu o să avem curent câteva zile. Acest lucru se va întâmpla cu certitudine, nu pot să spun când, că nu este ceva exact, însă să zicem că 7 zile nu ai curent. Tu nu poți să plătești la magazin cu POS-ul, că neavând curent nu mai poți să plătești. Dar magazinele poate sunt deschise, poate au produse, da? Deci tu te duci cu cash și o să cumperi ceva de acolo.